Salutare, fraților, ce faceți? Sunt Silver și bine v-am găsit pe acest canal și iată că de această dată vom face ceva nou. Vom juca cu România la FIFA World Cup Rusia 2018 și da, să vedem și grupa în care suntem: Belgia, Brazilia, Ghana, România, Chile, Franța, Grecia, Turcia, Bosnia, Herzegovina, Anglia, Mexic, Uruguay, Cehia, Germania, Scotland și Serbia, Côte d'Ivoire, Columbia, Nigeria, Spania, Croația, Netherlands, Suedia, Ucraina, Argentina, Morocco, Rusia, Elveția, Camerun, Danemarca, Italia, Portugal și da. Și iată și grupa noastră care este cea mai grea. Să sperăm măcar la locul 2 pentru a ne califica mai departe. Hai să vedem și primul 11 care îl vom trimite în teren. Costel Pantilimon îl vom schimba, va intra Ciprian Tătărușan, Romario Benzar, Bălașa, Săpunaru, George Manea, Mitriță, Torge, Băluță, Lazăr, Ciprian Deac și Florin Andone. Deocamdată acesta este primul 11, după vom mai face niște modificări. Să dăm drumul și noi. Gazonul se prezintă impecabil, foarte frumos aici, se aude și imnul României, cântat de fani. Sunt mai mulți români aici, după cum se vede în Rusia. Jucăm cu o echipă bună, o echipă destul de tare, care sigur ne va face probleme. Imnul României. Ok, fraților, uitați și primul 11. Și primul 11 a României. Și ei vor fi primii care vor da drumul la meci. Lazar recuperează foarte repede. Bălașa respinge sus. O recuperare foarte repede pentru români. Dar acesta este deposedat. Bălașa cu a doua recuperare. Și este fault de galben. Este fault de galben. Care va executa stângaci. Nu este stângaci. George Mania. Dorgemania șutează blocați din nou. Dorje. Mitriță. Gol! Gol, Mitriță! Decalul României scrie din nou. Scrie între două șuturi blocate de Manea. Mitriță scrie din nou și o face chiar când trebuie. România scrie destul de repede în minutul 5. Facem pressing acum prin Ciprian Deac. Deac. Nu prea are soluție. Ba da, uite că găsește și pe Andone. România joacă perfect. A început destul de bine. Deac pasă pentru Mitriță. Mitriță, autorul gol, vine cu centrare pentru Andone și gol! Gol, Andone! Ce centrare reușește Mitriță pentru Andone. Ce bine a început Mitriță acest meci. Ce centrare, unul l-a văzut foarte bine pe Andone. România conduce. Așadar, România conduce cu 2-0 din prima repriză. Aproape de o recuperare, destul de repede. Boateng, care dă la Săpunaru. Săpunaru mai departe pentru Băluță. Băluță. Foarte bine pentru Mitriță. Cei doi jucători de la Craiova se știu foarte bine. Mitriță. Mitriță, de două ori a centrat în blocaj. Acum e șansa lor de a pleca pe contraatac și pierd balonul foarte repede. Benzar acum. Benzar pentru Lazar. Lazar mai departe pentru Torje. Lazar. Săpunaru. Săpunaru pentru Manea. Fundașul venit de la CFR Cluj. Iată-l titular în partida de astăzi. Torje mai departe pentru
Mitrița care pierde balonul. Se aude și România, România, ole, ole, de la fanii români, că sunt foarte mulți români aici, sunt mai mulți ca străinii. Acum au recuperare, Manea, Manea mai departe pentru Băluță. Băluță, iată-l, îl vedem astăzi titular în locul lui Constantin Budescu. Deac acum care pierde balonul și șansă foarte mare de a înscrie pentru ei și fără probleme pentru Ciprian Tătărășanu. Tătărășanu degajează lung până la Andone, dar se opune fundașul celor. Recuperăm destul de repede, pasă pentru Tătărușanu. Bălașa, Benzar, Torje acum. Torje combină cu Mitriță, Mitriță pentru Andone. Andone! Ce șut reușește Andone! Dar intervine foarte bine portarul. Avem corner, Lazar. Lazar, pas, centrare bună pentru Torje, cred că era acolo, dar intervine portarul. O pasă pentru Benzar. Benzar pentru Torje. Torje nu reușește pasa pentru Andone. Combină destul de frumos străinii și iată că nu-i putem opri, pericol, este pericol, șansă de a înscrie pentru ei și da, este gol pentru Ghana, Ghana, cred că se zice, se citește de fapt, lăsat liber, l-a scăpat acolo. Nu-i nimic, este timp, conducem, încă conducem din minutul 39 cu 2 la 1. Bălașa. Bălașa pentru Torje. Torje pentru Băruță. Ciprian Deac, 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 intră careu, Deac! Ce șut frumos reușește Ciprian Deac. Păcat de fază că a fost foarte frumoasă, uitați. Nu a vrut să intre. Un șut destul de periculos. Recuperăm foarte repede. Manea. Manea. O pasă bună pentru Torje în adâncime. Torje. Torje. Ratări după ratări aici. Meci spectaculos. Centrează Lazar pentru Mitriță. Mitriță aproape de o dublă. Băluță. Băluță șutează de la distanță, dar o face în blocaj. Torje. Torje vine din spate foarte puternic. Torje. Ratează Turji. Vom face și schimbări în repriza, la începutul reprizei a doua. Andone, Andone, pierde balonul, Andone, dar ce ușor o face. Pasă acum pentru Lazar. Lazar acesta primește balonul din nou. Andone, ce șut și ratăm. România ratează ocazie după ocazie, dragi prieteni. Și se încheie prima repriză. România a jucat perfect. Perfect a jucat România. Acum vom face și schimbări. Cred că va intra Florinel Coman în locul lui. Va intra Florinel Coman în locul lui Ciprian Deac, care acesta nu prea s-a văzut. Nu prea s-a văzut în joc. Coman acum. Coman. Foarte bine pentru Manea. Dar pierdem foarte repede balonul. Coman, ce bine a intrat. Recent intrat în repriza a doua. Cred că e offside. Da, este offside. Băluță. Foarte bine pentru Andone. Andone pasează din nou pentru Lazar. Lazar pentru Coman. Coman, Coman, recent intrat. Coman. Șutează în blocaj. Acum pleacă cei de la Ghana pe contraatac, nu prea au soluție.
Trebuie să-l închidem bine aici. Și da, reușim să blocăm. O pasă bună pentru Andone, care acesta se afla în offside. Da, este offside. Bălașa respinge cu capul foarte bine de lângă jucător înalt. Coman acum reușește. Foarte bine reușește Coman pentru Andone, care acesta pierde balonul. Coman, din nou, Coman, ce bine a intrat Coman în repriza a doua. Bălașa acesta faultând. Șutează pe lângă Gian. Tătărușan acum deganjează până la Bălașa. Bălașa pentru Băluță. Băluță pentru Andone. Andone, bară! Ce bară! Recuperăm din nou acum. România dominează total pe Genoa. Tot meciul a dominat-o. Merită să câștige. Pressing făcut de Andone acolo. Acum Lazar și atacă foarte bine. Lazar! Șutează în blocaj. Blocaj. Intervine foarte bine Florinel Coman. Coman, Coman! Coman, gol! Puștiul de la FCSB, debutând azi în prima partidă asta în România, debutează foarte bine cu un gol. Și scorul este 3 la 1. Andone. Mai departe pe Băluță. Bălașa, nu poate opri. Să facem și noi o schimbare. Cred că e rândul să facem o schimbare. Va intra Claudiu Cheșier în locul lui Florin Andone. Șansă de a marca, dar blocăm foarte bine. Pasă pentru Tătărșanu. Tătărșanu degajează deoparte pentru Andone, care mingea nu ajunge la el. Băluță. Băluța mai departe pentru Manea, fundașul celor de la CFR Cluj. Andone! Andone! Și cred că se va face schimbare, da. Iasă Florin Andone, intră Claudiu Cheșeru, capitanul celor de la România. Băluța execută cornerul și o face foarte bine până la torje. Bălașa vine din spate și vine tare, cred că va șuta. Da, și o face și puțin pe lângă poarta celor de la Ghana. Ce bine a intervenit acolo Bălașa. Bălașa mai departe pentru Claudiu Cheșeru, care acesta nu ajunge la balon. Revine din nou și cred că Băluța a faultat la mijlocul terenului. Cezar, ce bine respinge acolo cu capul. Lazar pentru Cheșeru. Cheșeru nu prea are soluții. Dar revine bine din spate acolo Băluță. Iată-l din nou atacând, făcând spectacol aici. Mitriță! Nu trebuia să faci așa. Scapă ieftin Mitriță, scapă cu un cartonaș galben. Uitați cum a intrat, periculos. A scăpat ieftin Mitriță, l-a iertat portarul. Dar doar un galben, deși aia era intrare de roșu. Cheșiero făcând pressing. Coman, cât de bine a intrat Coman și cât de bine a jucat. Tot el acum, care degajează mingea în față. Intrăm imediat în ultimele 5 minute a partidei și România conduce cu 3 la 1 în această grupă de campionatul mondial din Rusia. Coman. Băluță. Lazar. Intervine din nou Băluță, o pasă bună pentru Cheșeru. Cheșeru! Ce faci, mă, băiatule, mă? Nu acolo. A gândit bine Cheșeru, l-a văzut ieșind pe portarul lor și a dat căriță. Săpunaru respinge până la Cheșeru. Un ultim atac pentru Cheșeru și o ultimă șansă de a marca și este fault, este de galben.
și este roșu. Al doilea foul pentru Mesnah și este roșu. Lovitura care o va executa Alexandru Băluță. Băluță. Băluță! Băluță! Ce efect prinde mingea lui cu exteriorul! Doamne Dumnezeule, ce gol reușește Băluță! Magicianul celor de la Craiova. Și gata, este terminat. România câștigă cu 4 la 1, învinge pe Ghana. O șansă bună de România pentru a se califica mai departe. Foarte mulți români aici, în Rusia. Omul meciului Coman, da, după cum v-am spus, a intrat foarte bine Florinel Coman. Debutând la echipa națională și cu un gol. Să vedem ce s-a întâmplat și aici. Belgia face 1 la 1 cu Brazilia și e foarte bine pentru noi. Conducem această grupă cu 3 puncte. Brazilia 1 punct, Belgia 1 punct și Ghana, ce a învins de noi, 0 puncte. Să vedem și celelalte meciuri. Franța o bate pe Turcia cu 2-0. Chile cu 4-0 pe Grecia. Anglia la fel o bate pe Uruguay cu 2-1, Mexic cu Bosnia Herzegovina 1-1, Germania 2-0 cu Serbia, 4-1 Republica Cehă cu Scotland. Și da, fraților, și cred că aici vom termina și noi acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți mai departe și să vă abonați. Pa, pa!